achieved. Salutare și bine ați venit pe experttutorial.ro. Numele meu este Dragomir Florin, iar în tutorialul de astăzi am să vă arăt cum să înregistrați apelurile vocale de pe Skype. Pentru asta vom avea nevoie de o aplicație. Să o descărcăm în calculator și să o instalăm. Deschidem un browser, iar pe motorul de căutare Google scriem iFree Skype Recorder. Accesăm primul site apărut, iFree-recorder.com. Mergem la secțiunea Download, îl downloadăm de aici. Eu am să-l downloadez pe desktop, Save. Închidem browserul. Deschidem kitul de instalare. Îl instalăm, Run, Next. Destinația o puteți lăsa așa, sfatul meu, în C Program Files, Install. Stai instalat. Ca acest program să funcționeze, va trebui să-l deschidem primul. Deci deschidem iFree Skype Recorder. Are o interfață foarte simplă. Un buton de record, de înregistrare. Un buton de pauză sau stop. Câteva statistici de microfon și audio. Un status al programului. Acest ceas este history, unde vor apărea înregistrările care le faceți pe Skype. Următoarea iconiță, setările, care sfatul meu ar fi să le lăsați așa, cel mai ok. Deci, ca acest status să ne apară ready, va trebui să deschidem Skype. Ne autentificăm. În acest moment programul rulează. Pentru a înregistra, pur și simplu facem un apel pe Skype și apăsăm pe acest buton Record pentru a vizualiza înregistrarea și o asculta. După cum vă spuneam, apăsați pe acest ceas la History și aici vă va apărea înregistrarea făcută pe Skype. Cam atât pentru astăzi.